conduce pe partea stângă. S-arătă de toată minunea, nu mere, nu. Bă, să fi avută Crăciun acum. Bă, ce politică retardată a oștii. Ca să deruteze diavolul, ca diavolul să nu știe când. Tocmai mi-am făcut un prea chinu ei. Dacă tăl. Bă, ia să ceartă. Malta, cică, a fost menționată în Biblie. Carne de iepure. Divorțul e interzis prin lege în Malta. Da. Nu știu ce face asta. Nu, no, asta da înghețată. Groznic de ieftine. Nu știu ce e asta. Bună dimineața, vă spun din aeroportul din Malpensa, Milano. De aici am plecat în Islanda, iar din Islanda m-am întors aici. Iar de aici acum o să zbor spre Malta. Lumea și țara aici în aeroport. Deci noi cu avionul ăla am venit de acolo și practic ne-am dus cu autobuzul de acolo până aici. Atât, nu știu dacă sunt 80 de metri. Dar înainte să ajungem la toate locurile alea frumoase, trebuie să mă ridic scooterul pe care eu l-am închiriat aici în Malta. Și trebuie să mă țineți cu cineva ori înăuntru, că nu mi-a dat explicații, ori afară. Bă, dar ăștia nu mai au scris numele pe foteț sau pe tablete sau pe telefoane. Bă, dar niciunul din aeroport n-avea scris numele pe hârtie ca mai de mult. Îl avea pe telefon sau pe tabletă. Mi-a zis să ies aici și undeva găsesc un Fiat Punto alb. Sau Clio ăsta, cred că-i. Cred. Bă, deci n-am știut că în Malta se conduce pe partea... Volanul e pe partea dreaptă, se conduce pe partea stângă. Cum am făcut contractul și scooterul meu pe acolo pun eu. Tocmai mi-am făcut un preachin unde ei. Dacă tăl. Bă, eu am mai văzut scutere, că doar și eu am. Dar hal de scuter ca ăsta n-am mai văzut. Hal că-i murdar, tătii, șchers. Da, bune. E ceva, nici nu știu ce firmă e, sincer. Văd că e de 125 și de la firma asta. Am auzit că e cea mai bună firmă din Malta și oricum au cele mai ieftine prețuri. La toate, pe celelalte toate site-uri, pe toate celelalte site-uri am găsit la 55 de euro pe zi, iar asta l-am găsit la 19 euro pe zi. Iar garanția e 200 de euro, care poți să plătești cu cardul și îți returnează banii înapoi. Așa arată numele de matriculare în Malta, dar am văzut și ceva de genul. Să vezi acum aventură, trebuie să conduc și pe partea stângă și cu telefonul în mână ca să am GPS, ceea ce n-am făcut în viața mea, să conduc un scooter pe partea stângă. Bă, deci n-aveți idee, nu vreți să știți cât de handicapat conduc. Și scooterul e handicapat, într-adevăr.
Deci foarte greu mă... Aia se ceartă. Deci foarte greu mă descurc cu scuterul. Și scuterul cu o cioabă, într-adevăr. Dar m-am oprit acum special ca să vă arăt. Bă, că n-am fost în Siria, nici în Irak. Dar am văzut, bă, așa, atâta seamănă peisajul. Uitați și eu acum, palmierii, foarte cald. Stânca aia, stai să cerc aia. Clădirea aia, foarte frumoasă. Monumentul ăsta, asta e apropo, steagul Maltei. Iar flacăra aia nu-i destul de cald. Mai dau și ăștia domnul la flacără. Aia se ceartă acolo. Dar abia aștept să ajung la hotel, mai am un kilometru. Acum am parcat scuterul, nici nu mă mai ating de el. Așa hal de cochetărie de scuter n-am mai văzut. Dar uitați-vă cât e de frumos aici. Toate clădirile astea de piatră, parcă, nu știu de ce m-aduce aminte, nu m-aduce aminte că n-am fost, vă repet, în Siria și Irak. Dar o să ajung și acolo. Apropo, hotelul meu e acolo. Aici e portul, se pare că, pe care la fel o să-l vizităm, un lift foarte drăguț. Foarte, foarte caldă-i. Asta e hotelul la care o să stau eu. E zona chiar foarte centrală. Stai-mă că intrare pe partea asta la altă. Uai, ce bine că răcoare. Parcă am intrat în castel. Am făcut check-in-ul. Etajul 2. Au ce scârție. Bă, hotelul arată super fain, bă, din afară. Acum nu știu, vă arăt imediat. Uite, pot să fac ăsta, scuba diving. Uite, că mă sprijin pe ușa. Uite, scârțit. Drept că nu stau eu la cel mai scump hotel. Dacă ăsta nu-mi pică în cap acum... Nu știu cum să deschide. Nu știu cum să deschide geamul. Dar aici am... Cred că de aici pornesc radioul care se află la capul patului meu. Nu mă aveau să am. Bec pe tavanau. Camera e foarte drăguță. Aici am patul. Ceva chestii, televizor. Aici ai baia. Și aici nu știu ce e aici. Ah, de băraua. Nu mă, este sistemul de climă, de aici a pornit radio. Schimb nu știu ce postul, dar nu funcționează, că s-a prinde veoza de acolo. Ăsta e de la climă, care nu-i climă, e un fel de ventilator, bate acolo. Iar în baie, iar am ceva drăguț. Unde e ce am văzut? Să le fur, să le duc ca țăra, nu te cea casă oare sau nu? Clar că le duc în rucsac. Gata, mergem să luăm Malta la plimbare. Mi-are în primul rând să mâncăm ceva, că n-am mâncat nimic. Ce-s cu ăștia aici ce dansează? Malta, ce că ar fi fost menționată în Biblie, ci că Apostolul Pavel a menționat-o ca Melita. Pe lângă că e foarte cald, Malta mai și are toate străduțele. Coboară mult, urc și tot așa. E un fel de San Francisco, dacă știți. Multe străduțe urcă și coboară. Iar Malta e singura țară din Europa care nu are nici râuri, nici lacuri. Nu știu unde sunt turiștii. Ăsta nu-i steagul Maltei, nu știu ce. A, e centrul cultural al Chinei, în Malta. Caut un loc unde să mânc eu. Cică în a cincea carte din Noul Testament, Apostolul Pavel ar fi naufragiată pe insula Melita. Iar acum... Lumea zice că Malta vine de la Melita, ceea ce înseamnă că Malta cică a fost menționată în Biblie. Așa arată o stradă pietonală mai principală în Malta, în Valeta mai exact. Dacă vreodată vrei să te muți în Malta, fă-o, că poți să o faci, dar trebuie să ai foarte mare grijă dacă vrei să te însori, căsătorești ești, pentru că, atenție, divorțul e interzis prin lege în Malta. Dar asta n-ar trebui să vă sperie, pentru că peste tot în lume îs cupluri care îs nefericite, nu să... Înțeleg, nu mai nimic și oricum nu divorțează. Am găsit un restaurant interesant aici. Și zice că are carne de iepure. Ah, it's open? Yes. Și zice că are carne de iepure. Și de ce nu, dacă tot mânc toate prostiile. Da, am reușit să-mi comand carne de iepure. O mâncare mai tradițională, să zic așa, din câte știu eu, malteză. Arată cam așa, cu cartofi, o bere locală. Hai să vedem ce gust are. Gata, am făcut anatomia la iepure. Bă, bun a fost. Eu am mai mâncat iepure și...
În caz că vă întrebați de ce a mâncat iepure în Malta și nu pește, pentru că nu, aflându-se în mijlocul Mării Mediterane, chiar că te duce gândul, ce cameroc are ăsta. Clar că te duce gândul să mânci pește aici, dar în Malta se află numai rocă și de-aia aici nu prea trăiesc viețuitoare. Și atunci cei mai mulți care trăiesc aici sunt iepuri și atunci ce să gândim malteze? Bă, hai să-i tăiem și să-i băgăm în mâncarea noastră tradițională. Și acum mult timp așa au făcut, au introdus iepurii în bucătăria malteză și aici se află încă în prezent peste 50 de specii de iepuri. Clădirea asta foarte frumoasă de aici, Biblioteca Națională. Iar Malta are doar o singură universitate și e printre cele mai vechi universități din Europa. Asta de aici se numește Piața San George, cam pustie, dar nu mă mir la ce căldură. Și toată Malta e plină de statuete, nu știu cum le cheamă, dar ele nu sunt de marmură, sunt de lemn. Nu știu ce vor să reprezinte. Deci, în plin sezon suntem și vorba aia, suntem în Malta, nu oriunde, dar nu prea sunt turiști. Dar într-adevăr e foarte, foarte caldă. Tot aici, în Piața San George, se află Palatul Buckingham, dar nu cel de Anglia, cel de Malta. Pentru că Malta a fost sub dominație britanică timp de 150 de ani. De aia Malta are limba oficială a doua, engleza, și prima e malteza. Malteza o folosesc doar ei și Malta are o populație de 415.000 de locuitori. Iar referitor la dominația britanică, în Malta se conduce pe partea stângă de atunci, de când a fost sub dominație britanică. Bă, dar și restaurantele sunt cam pustii, unde am fost eu n-o fost nimeni. Aici uite ce străduțe faine, iară nu-i prea nimeni. În Malta există o vorbă, nu există două balcoane la fel, da, asta e vorba. Nu există două balcoane la fel și chiar se țin de cuvânt la asta, uitați. Uai, ce bun e străduțele astea, că țin multă, multă răcoare la canicula care e aici. Bă, ăștia au avut ceva festival. Bisericuță drăguță acolo. Ceva festival, tă. Au hârtiile astea, nu știu cum le cheamă. Și cred că de la festivalul ăsta sunt podobit așa. Bă, să fie avut Crăciun acum? Cu beteaua asta, betleau, sau cum o cheamă, verde pe sus, cu... Ăștia se ceartă cum să pună mesele, cu steagurile, tăia. Și numai ceva festivitate, cred că a fost. Trebuie să caut să văd ce a fost acum recent. N-am găsit sincer ce festivitate a fost acum recent. Dar ce v-am zis mai devreme, aici, ca să ajungi până acolo, ai de coborât, apoi de urcat. Deci în Malta faci febră musculară de 4 ori pe zi. Am ajuns din nou pe străzile astea mai pline de turiști. Am uitat să vă spun că te-am dat pe Bugs banii ăla, pe iepurile pe care l-am mâncat. Au costat 21 de euro, cu tot cu o bere. Și ar vrea să vă arăt ceva. Eu am văzut mult magneți la viața mea, da. Sculpturi în nucă de... nucă de nucă. N-am mai văzut. No, asta da înghețată. Cea mai faină înghețată pe care am văzut-o vreodată. N-o pe unde trec eu, mă. Asta de aici parcă e Panteonul din Grecia, din Atena mai exact. Cred că o să fie ceva concert zilele astea. Unde am fost eu mai devreme, cred că e orașul vechi, pentru că mă aflu pe un pod care face trecerea dintre acolo litoralul și asta e fosta cetate sau ceva de genul. Rândul de sus e limba malteză. Dacă nu știam de ea, ziceam că ceva limbă baltică. Acolo jos am filmat scrisul maltez, placa aia. Am urcat aici sus, iar de aici sus am ajuns înapoi la hotel. Am făcut așa o tură prin Valletta, capitala Maltei. Tot ceea ce ați văzut din capitala Maltei și nu vă surprinde nimic, pentru că Valletta e cea mai mică capitală din Europa. Ea are doar 800 de metri pătrați. Adică 0,8 km pătrați. Și mă duc un pic la hotel pentru că uitați-vă și voi, nu prea ai lume pe aici pe stradă, decât acolo în față, în centru, unde mai mâncă o înghețată ceva, că e foarte, foarte cald. E caniculă, e foc, pur și simplu. Acum vorbeam de căldură și de caniculă, uitați-vă și eu la ce îmbrăcat sunt.
Nu, bă, omule, deci eu chiar iau foc. Chiar nu... Nu am aer, frate. Deci un bilet scris de... unde? Iulia și Alex. Am intrat în cameră, am ajuns la hotel înapoi, că nu se poate afară, foarte cald. Am stat jos, că v-am arătat că jos am un bar, am stat acolo, am băut o bere rece. Și dacă vreodată veniți în Malta, bă, nu uitați că ăștia pe lângă, că... adică să vede că aici au fost engleză, că au prizele astea de Anglia, încărcătorul de telefon mere, dacă ai nervi și butonezi aici cumva, să facă și contact. Dar alte încărcătoare nu mere, dacă știți cum e sale după Anglia, știți că nu o să funcționeze aici, trebuie să vă luați adaptor sau vă mâncați nervii cu un încărcător. Asta, unul la mână și doi la mână, îs robinetele astea handicapate, tipice englezești sau irlandeze. Dai prea cald, trebuie să mai oprești și apoi trebuie să o reglezi din rece. Ca ciorba când trebuie să o reglezi din pită. M-am gândit să-i mai dau o șansă la geamul ăsta. Dar nu, nu merge. Ori el făcut să nu margă. Și geamul ăsta arată de minunea. Nu merge, nu mă-l forțez și rup. Na, în fine, am vrut să vă arăt aici dacă se vede ceva. În fine, stând așa la geam, vreau să vă spun că Malta, am tras concluzia după o zi, cel puțin o zi petrecută, nu, aproape o zi petrecută în Malta, bă, Malta chiar e o destinație ieftină. Și când spun ieftină, mă refer la bere cu 2 franci, 2,50 euro, 3 euro maxim, o bere locală de aici sau alt tip, mâncarea cu 12, 13, 15 euro mănânci, dacă și bei ceva sau chiar bei două beri și mânci, nu treci de 20 de euro, cazarea la fel e ieftină, eu sunt chiar în centru, pentru că nu strada asta, cealaltă e strada e principală unde sunt toate standurile, magazine și așa mai departe. O costat 82 de euro și ați văzut cum arată transportul public, atenție, o cartelă costă pe toată săptămâna 6,50 euro, ceea ce e foarte ieftin. Magneți de frigider iar sunt foarte ieftin, foarte ieftin, mă refer la 2-3 euro. Na. Dacă mergi în altă țară, cum a fost Islanda sau Elveția sau altă țară, lași 6-7 euro pe un magnet de frigider. Ce am vrut să zic? Am vrut să zic că iau cheile de la scooter și cumva o să mă chinui să țin într-o mână telefonul să filmez și cu cealaltă mână să conduc și să reușesc cumva să nu pic. Sper să reușesc. Și că așa vreau să vă arăt ceva cum arată străduțele și bulevardele de aici din Malta. Gata, altă viață acum, e mult mai răcoare aici. Aici, acum, de fapt, că tot în Malta m-a făcut. Vă, ce politică retardată au ăștia la hotel, că de câte ori pleci trebuie să le lași cheia în, acolo pe pult, într-o cutie. Și când vin apoi, le-o iei, ce-o iei, adică de acolo, sau întrebi pe el să-ți dea cheia. Dar înainte să plecăm mai departe, vreau să intrăm aici, chiar lângă hotel. Hai! M-am făcut tocmai ce m-a făcut o prietenă aici la barul ăsta din Brazilia și ea, a doua persoană pe care o cunosc deja din Brazilia. Prima am făcut-o astă iarnă din aeroport din Amsterdam, când am zburat până în Zurich. Am petrecut vreo oră. Întâmplare chiar drăguț a fost. Am mai ținut legătura așa un pic cu ea. Apoi pe asta de aici, tot din Brazilia, din São Paulo. Și ce am vrut zic? Și m-a strigat acum. Că am plecat de la ea. Și vreau să mă duc mare în grădina asta să vă arăt un peisaj foarte fain de aici. Să ridicăm un pic drona. Și uite, poți să faci ture cu căruța aici. Asta e un refugiu, grădina asta e un refugiu foarte bun pentru zilele călduroase cum sunt aici în Malta. Nu știu ce face asta. Asta face ceva, dar nu știu ce. Că au zis că e foarte bun. Aici așa, dacă vreți o priveliște foarte faină din Malta, veniți aici. Toate clădirile sunt la fel.
ca să urci cu liftul, să se coboare până jos, ca să mergi pe malul apei, costă doar un euro. Cam asta e tot parcul. Poți, v-am zis, să cobori cu liftul, poți de aici sau să faci poză, pentru că priveliștea e foarte faină. Și acolo ai un bar, dar nu știu de ce luna, soarele se vede așa în ceață, uitați. Nu știu, parcă e poluat sau ceva, nu știu de ce. Gata, am plecat din par. Vă mai aduceți aminte câtă lume a fost în fața hotelului când am venit eu la, nu știu cât era, ce scrie la ăștia pe tricot, dacă îi pui în ordine. Câtă lume era, că nu era nici supărarea, vorba aia, și acum uitați, s-o mai înmulțit din ei. Pentru că în timpul zilei nu ia și nimeni, bă, a fost cald, a fost o prostie pe care am făcut-o și eu, că am ieșit la orele alea pe afară, că a fost foarte cald. Dar acum uitați și vă, începe lumea să iasă și ora 8. Vă mai duceți aminte că în Islanda nu mai apunea soarele, iar în schimb în Malta, acum e ora 8 și arată cam așa, începe să apună soarele. Am zis că nu mai mă urc pe scute, dar acum le iau pentru că vreau să mă duc pe o altă parte a insulei, cum ar veni, și n-am chef de autobuză și din astea și iau scutere. Uitați liftul, la care am fost mai devreme. Foarte drăguț. Fain arăt. M-am echipat cu GoPro-ul ăsta ca să vă filmez din drumuri. Ce am uitat să vă spun, stai un pic. Știți că acolo și unde fost mai devreme erau tunurile. Ceva de genul. Na, în fiecare zi de luni până sâmbătă la ora 12 și la ora 16 îs focuri de tun, să le zic așa, acolo, dar evident fără ghiulea, fără gloanțe. Am crezut că o să-mi schimb părerea despre cocioaba asta de scuter, dar nu. Acum ne aflăm în Silema, mai exact aici ai portul. Într-un final am găsit și eu ceea ce căutam, sunt curios dacă e deschis, dacă pot să intru. Drăguță intrarea. M-au pus băieții aici la masă, am comandat o bere deja. Cam asta e priveliște momentan, o să vă arăt și mai încolo. Superbă, foarte, foarte faină. Am comandat o friptură, hai să vă arăt cum arată înăuntru. Barca e super frumoasă, deci chiar foarte faină. Hai să vă mai arăt un spațiu dincolo. Iar o să-mi iau blocaj pe YouTube după muzica asta, după fundal. Aici iar e un spațiu foarte drăguț, mai pot să merg acolo jos. Păcat că lumea nu vine. Cam așa arată friptura pe care m-am comandat-o. Cu sos, cu cartofior, cu legume. Și asta e priveliștea. Și numai ora 9 fix. Stai că tu. Da, 9 fix. Nu știu de ce sunt unii atât de rapid aici. Gata. Taie că asta cântă. Bă, dar cântă faină. Am vrut să vă zic că plec. Vorbeam mai devreme cât de ieftină e Malta. Uitați prețul la combustibil. Bă, dar-s groaznic de ieftine. Adică dieselul 1,21 €. Unde în Europa mai găsiți voi diesel cu 1,21 € și benzină cu 1,34 €? Acolo e hotelul meu și mai dau o tură prin Valletta, capitala Maltei, să vedem cum se prezintă și seara. Și avem un pic de priveliștea clădirilor. Mă măcinam acum, că într-adevăr mă măcinam de ce e combustibilul atât de ieftin aici. Și am mai căutat pe net și Malta, Dubai, Monaco și Israel sunt singurele țări din lume care nu plătesc taxe pe proprietate. Deci înseamnă că ceva din cauza taxelor și impozitelor. Nu plătesc impozit pe proprietate.
De asta poate că e și combustibil atât de ieftin. O chestie foarte, dar foarte interesantă despre Malta e că Malta are foarte multe biserici. Iar mai exact 365 dintre ele au asta. Au câte două ceasuri. Bine, asta e singura care are trei ceasuri, de fapt. Iar motivul e unul foarte intenționat. Ceasul din dreapta arată tot timpul ora exactă, iar cel din stânga tot timpul e derutant, pentru că din străvechi religia Maltei și toți popii și toată dânătura asta ori mai montat un ceas ca să deruteze autul aici, ca să deruteze diavolul, ca diavolul să nu știe când e slujba în biserică. Da, cam asta e cel mai plin, cea mai aglomerată zonă. Arată cam așa. Străduța asta e frumoasă, care e așa, gen italian. Totuși, cred că cea mai străduță. Oh, că de ăsta în mine. E asta de-n față, stai că vă arăt imediat. Și ea arată cam așa. Și aici în spate ceva. Și cam asta e tot. Am recuperat cheia acum. Spun că dâncă o să deschid eu. Bă, dar nu pot să dorm până nu aflu ce îi întula pe ăla de sudor, că n-ajung. Da, e închis. Pa nu, sau... E deschis. Bă, ia-se acolo ceva. Ha? Un dop de note, nu știu ce e asta. Altceva, vă, că nu mai iasă acolo, sau? Nu mai iasă. Am reușit să deschid geamul într-un final. Deci, ai barul unde am întâlnit pe brazilianca, acolo undeva e scuterul meu. Ori intrat acolo câțiva soldați, nu știu ce treabă au. Bun, noapte bună.